Deja se ducă pe fata acasă și vine. Eu noi m-am dus acasă și m-am lăsat, noi ne-am întâlnit cu căruța. Ne-am întâlnit acolo la trecere de pietoni, aici în cartier. Și zic, fii atent, căruța asta ne-e semnalizată și nu e nimica. Mă duc că n-a avut viteză, că de avea viteză, eu nu era. E o fata speriată și așa și băiatul s-a lovit la picior, dar am dus să margă, să-i le facă internare. Și ai căruța și o pățit ceva? Grav vreau să zic. Nu e mai grav. Am înțeles că pe unul l-a resuscitat. Păi el a resuscitat care nu știu cât la supraalcoolemie.